10 ani de spectator. Revista de cultură și informație teatrală editată de Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova a fost aniversată astăzi, printr-o conferință de presă la care s-au depănat povești despre începuturile revistei. Revista, după cum ai povestit și altă dată, este o inițiativă a în egală măsură a secretarului literar Patrel Berceanu și a directorului Mircea Conișteanu, dar mi-a revenit mie onoarea de a o face și primul număr, prietenii mei își mai amintesc lucrul ăsta, l-am scris integral, fapt care a stârnit ironia lui George Popescu. Am aflat eu mai târziu George, care a zis: dar ce ăsta scrie singur revista de teatru, noi nu putem să-i dăm o mână de ajutor. Însă el spunea un lucru exact, absolut normal și serios. Numai că lucrurile astea se întâmplau vara, când voi toți v-ați ascuns la umbră, eu nu știam ce să fac, iar Mircea Conișteanu dăduse temă pentru toamna. A zis: dar fă o toamna, acum chiar dacă Patrel nu mai este aici, trebuie să faci ceva, că ai misiunea asta. Așa se face că revista, primul număr, este un număr de autor. Revista vine cumva în apropierea acestui demers, în sensul în care a amintat și Nicolae Coande, că este un bun document de istorie, de istoria Teatrului Național, unde pot fi găsite impresiile proaspete, imediate, despre un spectacol, ale unor oameni mai mult sau mai puțin avizați, dar care depun mărturie despre ceea ce s-a întâmplat în vremea respectivă la Teatrul Național Craiova. Deci este, din punctul acesta de vedere, un demers important ca apariția revistei să continue. Directorul interimar al Teatrului Național, Alexandru Băureanu, a venit cu mai multe propuneri pentru viitoarele numere. Pentru că suntem un oraș cultural important al României, cu 300.000 de locuitori, spectacolele nu sunt, și spectatorul în general a reușit să facă un brand în Craiova, dacă ne gândim inclusiv la ce a născut ulterior, cu acele întâlniri spectator în care sunt invitați oameni de marcă, personalități ale culturii și nu numai, și ale științei românești. Cred că spectatorul deja a devenit totuși un brand la care l-a sfătuit pe Nicu Lașruga să încercăm să implicăm și celelalte instituții culturale și dumneavoastră, mai ales cei din presă, să facem din revista aceasta o revistă care să o putem cumpăra, de exemplu, și în alte părți decât în Craiova. Aș vrea să putem, de exemplu, să vorbim și cu cei de la teatrul, de la Opera Română Craiova și chiar Filarmonică, și pe mine nu mă deranjează nici măcar ansamblul Maria Tănase, care face spectacole, nici măcar Teatrul de Copii și Tineret Colibri, care ar putea avea o contribuție importantă pentru viitorul acestei reviste, tocmai pentru că spectatorul nu este spectatorul Teatrului Național, ci este spectatorul tuturor evenimentelor culturale ale orașului. Spectator, singura revistă editată de un teatru din țară, a ajuns la numărul 30 și a bifat cu succes 10 ani de apariție neîntreruptă.